Bine v-am regăsit, dragii noștri cititori Herald. Magia sărbătorilor ne fascinează, ne mobilizează pe toți și ne face să fim mai buni, mai generoși, mai darnici. Vă invităm alături de noi în campania Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine în perioada 11-25 decembrie, când ne vom juca, așa cum ne jucam când eram mici, jucam leapșa. Și vom dărui, fiecare la rândul său va dărui, câte o carte, povestind despre titlurile noastre preferate. Vom vorbi despre anul ce stă să se încheie, vom face un bilanț al lui 2020 și vom privi spre 2021 cu încredere, cu speranță, cu bunătate, cu blândețe. De asemenea, ne dorim foarte mult să împărtășim cu dumneavoastră ceea ce înseamnă să fii mai bun. Astăzi alături de noi este Claudia Jimeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală. Am invitat-o pe Claudia în această campanie, Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, încercând să ne jucăm, așa cum am spus puțin mai devreme, și să aflăm câteva impresii foarte pe scurt despre provocările din acest an, despre cum vedem 2021, un mesaj pentru dumneavoastră, pentru cititorii noștri dragi și de asemenea, ce carte va dărui unei persoane dragi? Claudia. Bună, Sorin, și mulțumesc frumos de invitație. Încep cu provocările din anul 2020 și pentru mine online-ul a fost o mare provocare. Pentru că eu prefer lucrurile față în față, să există o conexiune și o privire, să putem să ne îmbrățișăm, să putem să ne pupăm, să putem să interacționăm altfel. Și online-ul la început a fost așa, cum facem asta? Dar încetul cu încetul am rezolvat niște chestii vechi, transgeneraționale cu mine, care erau blocajul meu și am reușit să intru pe partea asta de online și să fie cât de cât ok. Au fost și hopuri și lucruri mai dificile, mai puțin dificile și atunci am luat niște hotărâri vis-a-vis de online, unde pot să duc ceva în online și unde nu pot să duc ceva în online și am început să mă gândesc puțin altfel cum să punem lucrurile. A fost mai ales un an cu provocări multe legate de emoțiile mele, legate de ce am eu de rezolvat și încă nu lucrasem. Și atunci am descoperit multe lucruri despre mine, despre arborele meu genealogic, despre cum s-au întâmplat anumite lucruri în familia mea cu străbunicii mei, cu bunicii mei, cu părinții mei, astfel încât eu să fiu cine sunt acum, cu bunele și cu mai puțin bune. Și am reușit să depășesc multe chestii anul acesta și nu pot să zic că a fost un an rău pentru mine, dimpotrivă pot să zic că a fost un an foarte bun, pentru că m-am cunoscut mai bine, s-au schimbat relațiile cu familia mea și asta mă bucură enorm de mult. Pe partea profesională am reușit să mergem mai departe cu echipa și să ne adaptăm la acest an, care a adus multe modificări pe partea aceasta. Și de asemenea consider că am reușit cu bine să ducem munca noastră și activitățile noastre anul acesta. Deci nu pot decât să mă bucur foarte mult că începem, că terminăm anul acesta și că începem 2021 bine. Sigur vor fi alte provocări, sigur vor fi alte lucruri de schimbat la noi și la felul în care comunicăm și la felul în care relaționăm și cum muncim și așa mai departe. Dar eu cred că anul 2021 o să aducă o altă normalitate pentru noi toți, care o să ne arate ce înseamnă să colaborăm, ce înseamnă să ne ajutăm reciproc, ce înseamnă să înghițim emoțiile noastre negative și ce înseamnă să gestionăm emoțiile noastre în viața de zi cu zi, să o facem într-o manieră igienică și să păstrăm sănătatea relațiilor noastre, astfel încât să putem să dezvoltăm
personalitatea noastră, capacitățile noastre, să ne conectăm cu partea divină din noi care ne ghidează și o să ne spună care este următorul pas care e de urmat, astfel încât să ne fie bine. Pentru că ești o colaboratoare foarte dragă, o prietenă foarte dragă a editurii Herald, aș vrea să începem joculețul nostru și să ne spui, pentru că tu ai fost alături de noi în acest an cu foarte multe înregistrări la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, dar și în alte contexte la multe emisiuni radio și TV. Cu ce carte și cui vrei să-i dăruiești o carte? Dacă tot am vorbit despre emoții, mă gândesc să dăruiesc o carte care vorbește despre emoții și autocontrolul și m-am gândit la carte care intitulează Cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul. Cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul, o carte despre care noi am povestit foarte mult. Știu că este o carte foarte dragă ție, o carte publicată în colecția Psihopractica editurii Herald. Și vrei să o dăruiești? Lui Ana Pârloagă. Ana Pârloagă. Da. Noi îți mulțumim foarte mult, Claudia, că ai fost alături de noi, dragii noștri. A fost Claudia Himeno, specialistă în dezvoltare personală și creștere spirituală. Ne-a împărtășit cum a fost acest an 2020, dar și un mesaj, spun eu, plin de căldură, de blândețe și de bunătate pentru dumneavoastră, pentru cititorii noștri dragi. Iar cartea pe care a pomenit-o puțin mai devreme, Claudia, gestionarea, cum gestionăm emoțiile copleșitoare și ne recăpătăm autocontrolul, din colecția Psihopractica o va oferi prietenei sale dragi Ana Pârloagă. Foarte, foarte pe scurt, înainte de a încheia, de ce recomanzi tu această carte Anei? De ce o recomanzi cititorilor Herald și de ce îi dăruiești această carte Anei? Bănuiesc că este o carte care, din care tu probabil că ai învățat și care te-a marcat și bănuiesc că ți-a plăcut foarte mult. Pentru că eu cred că partea noastră emoțională de multe ori o negăm. Vrem să trăim doar lucruri pozitive, ceea ce e o dorință firească, dar când avem de-a face cu tristeță, oftică, furie, nervii, singurătate, dezamăgire, tristețe și tot felul de alte emoții care le considerăm negative, noi nu știm ce să facem cu ele și am învățat să ne înghițim în interiorul nostru și faptul că le înghițim ne creează tot felul de alte probleme și alte blocaje care se pot transmite și transgenerațional la copiii noștri, la nepoții noștri. Și cred că dacă ne deschidem un pic să vedem ce putem face cu emoțiile noastre și cum putem să le gestionăm fără să le negăm și fără să le înghițim, am putea să avem un viitor foarte frumos, să co-creăm o lume foarte frumoasă, unde există empatie, unde să putem să colaborăm unii cu alții, o lume în care fiecare își regăsește locul în viață și poate să facă ce este menit să facă în colaborare cu ceilalți. Și eu cred, într-adevăr, și prin munca mea de 20 și ceva de ani și ceea ce am văzut și prin experiența mea personală, că cheia pentru a ne regăsi acea bucurie, acea încredere, acea conectare în viață, este tocmai să ascultăm mesajele emoțiilor noastre, și pozitive și negative, astfel încât să nu le blocăm în interiorul nostru și să recapătăm tinerețea noastră, sănătatea noastră, claritatea noastră în natură, conectarea cu lumea, conectarea cu ceilalți. Și cred că e o carte foarte bună pentru noi toți și cred că ne poate ajuta foarte mult să evoluăm. Mulțumim foarte mult, Claudia Himeno, dragii noștri. Noi continuăm jocul nostru în cadrul campaniei Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. Așadar, ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, bineînțeles cu un alt invitat care, la rândul său, va dărui o altă
carte unei persoane dragi. Mulțumim încă o dată, Claudia Jimeno, vă mulțumim dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă dorim o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!